Vom afla de la managerul spitalului Părâu. Gabriela, bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în acest maraton pe care ne l-am propus astăzi, și anume să facem turul spitalelor, centrelor de vaccinare în aceste spitale amenajate. Am ajuns la dumneavoastră la Săpoca. Cum sunt pregătirile la dumneavoastră? Și la noi, ca și în celelalte patru centre, ne pregătim. La solicitarea DSP Buzău am luat decizia la nivel de conducere să înființăm acest centru de vaccinare. Centrul a cărui locație este în secția exterioară a spitalului Ojasca, mai exact neuropsihiatrie infantilă, secția de neuropsihiatrie infantilă. Spuneți-mi dacă aveți echipa completă. Poftim? Dacă aveți echipa completă, medici, sigur, asistente... Sigur, sigur. Conform recomandărilor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID, am desemnat două echipe alcătuite din câte un medic și patru asistente medicale. Deci avem în cadrul echipelor doi medici, patru asistente medicale și doi registratori, și urmând să văzând și făcând să suplimentăm personalul în funcție de necesități. Știu că au fost și ore de pregătire, ca să spunem așa, cu toți cei care vor face parte din aceste echipe, instruire, da, instruirea personalului care urmează să participe efectiv la această vaccinare. Ce au spus angajații spitalului după această instruire? Va fi un procedeu greu? Deocamdată suntem în prim proces de instruire. Chiar și astăzi s-a făcut un instructaj al registratorilor medicali privind introducerea datelor persoanelor care vor fi vaccinate în Registrul Electronic Național de Vaccinare. Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 ne-au trimis deja procedurile de lucru pe care le supunem instruirii personalului. În acest moment se știe câte persoane ar urma să se vaccineze, măcar personalul medical, câți angajați concret sunt, și dintre aceștia, dacă se știe, câți au spus da vaccinării? Avem ca și personal medical un număr de 567 persoane. Situația nu este finalizată încă. Sperăm că mâine vom avea o cifră exactă a persoanelor doritoare pentru a se vaccina. Dumneavoastră i-ați simțit, îi cunoașteți pe angajați. Care este atmosfera în momentul în care, cum a fost primită această veste a vaccinării în spitalul Săpoca? Pentru că, așa cum spuneam și în prezentarea pe care v-am făcut-o, spitalul de la Săpoca a înregistrat în această perioadă de 10 luni de mai multe ori focare acolo, fiind infectate atât persoane angajate cât și bolnavi internați acolo. Am încredere că întreg personalul medical a înțeles importanța majoră a imunizării prin vaccinare și cred că vor fi de acord cu această vaccinare. Dumneavoastră vă veți vaccina? Cu siguranță, cu siguranță. Sigur, sunt 100% convinsă. Ați putea să fiți chiar și prima vaccinată din spital? Nu cred că. Cred că avem personal medical care a luptat în linia întâi, ca să spunem așa, care tratează, care au tratat pacienți COVID, și cu siguranță vom găsi un prim personal medical care să-l declarăm primul vaccinat în spitalul nostru. Deci considerați că acest pas ar trebui să-l facă, sau ar fi un exemplu mai bun dacă această vaccinare ar fi făcută mai întâi de o persoană care a luptat efectiv în tratarea acestei infecții? Exact. Și în concordanță cu metodologia, până la urmă cei din linia întâi. Vaccinarea în spitalul Săpoca când va începe? Va începe odată cu celelalte spitale? Pe 5 ianuarie? Așa cum spunea și la autor Scântei, în data de 5 ianuarie, vor fi disponibile
primele doze de vaccin în județul nostru și vor fi împărțite celor 5 centre de vaccinare. Noi suntem gata să vaccinăm și dacă îl primim și avem și primele persoane introduse în registrul electronic de vaccinare, vom începe vaccinarea. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ne le-ați dat și să sperăm că vom auzi doar vești bune de la spitalul din Săpoca. În acest moment, din câte știu eu, domnilor și domnilor, nu mai este niciun focar la spitalul Săpoca.